Ai avut o șansă la 1 milion și ți-a ieșit. Când a fost asta? Fai, în 27 de ani de curse, cred că am avut mai multe șanse la 1 milion. Nu mi-aduc aminte. Jur, dacă nu, șanse la 1 milion. Când am ieșit campion, o șansă. 39, avem timpul nostru. 5. Șanse la 1 milion. Bă, multe șanse. Intru în CEO, promit că vine înapoi. Și vă spun 5 șanse la 1 milion pe care le-am avut. Jur, dacă nu. Bravo, mă, Adi. Uite, să știi că ăsta a fost un lucru adevărat. Când am ajuns pentru prima dată pilot oficial Dacia împreună cu Bogdan, o șansă la 1 milion cred că a fost în care ne-am răsturnat de 20 și ceva de ori și am reușit de fiecare dată să revenim. O șansă la 1 milion a fost un campionat, mi se pare, 2003-2004, în care am sărit de 3 ori consecutiv afatăra, de 3 ori consecutiv, de 5 ori într-un an și am terminat-o pe locul 2. Șanse la 1 milion în sportul ăsta e în fiecare secundă. Este? Șansa la 1 milion a fost, de exemplu, să sărim... Poate fi și azi. Poate fi și azi. Bine, mă, Adișor! Hai, vă pup, că mă duc în serviciu. Șansa mea la 1 milion a fost pur și simplu să încep. Faptul că am participat la primul raliu din carieră, am fost un mare fan al raliurilor și am început relativ târziu. Plus faptul că de 7 ani deja sunt prezent cam la fiecare raliu. Am ratat doar 2 sau 3 din motive obiective. Pentru mine asta e cel mai important lucru și e chiar șansa vieții mele, să spun. Că fac ce-mi place și fac ce-i frumos. Șansa mea la 1 milion cred că a fost să mă nasc în familia mea. M-au susținut de când eram mic în sportul ăsta și clar mă folosesc și de a doua șansă. Este că am cunoscut oameni potrivit la momentul potrivit care de asemenea m-au ajutat să fac pași importanți în carieră și fără aceste două șanse cu siguranță nu n-aș fi ajuns aici și cu siguranță nu o să mai pot face pași în carieră. Acum, dacă stau să mă gândesc, cred că prin 2011 eram la Reșița, la viteză în coastă, când a început să plouă și mă băteam cu Trifonescu și am mers foarte tare pe ploaie și mi-a plecat mașina și am zis, acum o să o lovesc. Și mă gândeam cât o să coste după ce o bag în parapet. Și cumva, nu știu cum s-a întâmplat, am rămas pe drum. Primul meu gând a fost, oare mai pot să recuperez? M-am calmat și am mers până în finish normal, dar nu știu ce m-a ținut pe drum, pentru că șansele au fost de 1 la 1 milion să rămân pe drum. Sunt navigatorul lui Iuho Zoli de 14 ani încoace și prima experiență, 2006 august, raliu Sibiului, primul raliu împreună, luăm startul pe șanta noapte, după prima pagină Zoli îmi zice că tu nu ești cu mine. Trec încă vreo 3-4 pagini, ne regăsim noaptea unul pe altul, terminăm proba, terminăm raliu. Am zis că asta nu o să mai fac niciodată. E primul și ultimul raliu cu el și uite-te, azi mă găsesc aici în 2020, la nu știu a câtea cursă împreună cu el. Și ne regăsim. Pe probe ne distrăm, facem ceea ce facem noi. Șansa 1 la 1 milion pentru noi este că ne prezentăm la câteva etape an la an și încercăm să facem, să ne simțim bine și să aducem un plus sportului. Dragoș Dinu a avut o șansă la 1 milion chiar pe proba special Dobrovăț, la a doua trecere, când mașina a sărit foarte, foarte ciudat. Nu știu dacă Dragoș Dinu a redresat sau cumva altcineva. Acolo a fost o șansă la 1 milion.